Ați. Mergem mai departe să vedem, Wanda, pentru Nativi Balanță, ce sfaturi avem. Pentru balanță, săptămâna următoare vine cu hai să zicem, o nevoie de a comunica mult mai accentuată, pentru că Marte va trece pe casa a treia în săgetător, vor simți nevoia să socializeze chiar mai intens decât o fac în mod normal. Atenție totuși să nu apese prea mult pedala de accelerație în această arie a vieții, pentru că Marte îi poate face hai zice, mai vehemez decât este nevoie și poate mai incisivi și nu ușor de suportat. În același timp, dacă chiar vor să-l folosească pe Marte într-un mod constructiv, pot să o facă prin studiu sau prin căutarea unor direcții de dezvoltare, nu-i așa? Pentru că Marte, aflându-se în săgetător, îi împinge pe nativii Balanță să caute direcțiile acestea de dezvoltare. Dar ce este de remarcat cel mai mult este casa a patra în care se va muta în curând și Mercur pentru Balanțe. Totul începe și se termină cu căminul, practic toate lucrurile pe care le au de făcut și la modul urgent țin de cămin, țin de familie, țin de repararea unor greșeli din trecut, pentru că un nod sud pe casa 4 poate să aducă în viața balanțelor niște lucruri din trecut pe care balanțele încă nu le-au rezolvat, nu le-au soluționat așa cum ar fi trebuit, din care cauză lecțiile se repetă. Totuși, au și foarte multă susținere pe casa aceasta a patra, adică au și resursele pentru a face tot ceea ce este necesar, pentru că un Jupiter și un Soare acolo pe casa a patra vine cu resurse, vine cu soluții, vine cu un ajutor chiar din partea familiei, deci ei nu sunt singuri în acest demers de a-și reformula cumva și reorganiza viața de familie, dar și căminul ca și loc fizic în care ei trăiesc. Deci putem să vedem balanțe care se preocupă intens fie de schimbarea locuinței, fie de organizarea în alt mod a locuinței în care sunt. Oricum, lucrurile sunt destul de accelerate în acest domeniu pentru balanțe și probabil că aproape pe tot parcursul anului se vor produce schimbări foarte mari în partea aceasta care ține de trecut, familie, cămin. Da, este o perioadă care pentru balanțe vine cu foarte multă forță exact pe zona aceasta a schimbărilor imobiliare, a locului în care își desfășoară activitatea, fie birou, fie locuință. De asemenea, ei au un profil karmic în ceea ce ține de casă, deci s-ar putea să vedem balanțe care se mută în case karmice, adică în case cu care chiar au ceva de înțeles, fie cu locul, cu localitatea, cu blocul, cu vecinii, într-un mod în care acest Pluton pe casa a patra arată clar șansa, în primul rând șansa de a sta în case mult mai mari sau în case pe pământ, deci nu neapărat la bloc, sau oricum oarecare opulență și oarecare expansiune legată de locuință, multe balanțe care se mută anul următor în locuințe mai mari, grație acestui Jupiter în casa a patra, care arată expansiune, sau își întregesc membrii familiei, balanțe care fac copii, care, nu știu, se mută într-o casă unde nu locuiesc doar ei cu partenerul sau doar ei. Și așa mai departe. Deci, pentru nativii balanță, acest sfârșit de an aduce profilul, aduce un profil care vine cu șansa de a sta într-o casă mai mare, mai frumoasă, mai bine pusă la punct și cu mai multă lume. Sau să-și întregească familia, sau o familie care se armonizează foarte frumos. Ei au un fel de profil de cap de familie în această perioadă. Vom vedea balanțe care acum se implică foarte mult. Practic, ei hotărăsc ce mobilă să-și cumpere, cum să zugrăvească, cum să amenajeze, unde să se mute, cum să lărgească sfera de zona în care locuiesc, sigur că da. Sunt foarte activ pe zona aceasta domestică și este o activitate care vine la capitolul impuse. Nu este ceva care să fie abandonat sau haotic, nu este ceva care este foarte bine descifrat de către nativii balanței, chiar trebuie să se ocupe de acest lucru. S-ar putea să existe anumite contracte pe care balanțele le semnează la acest început de an sau chiar la sfârșitul anului. Nu este deloc de ignorat nici acest Neptun
pe casa a șasea pentru balanțe, ei își caută din tot sufletul un har, o vocație profesională, își doresc să facă lucruri care le sunt foarte plăcute lor sufletește, nu vor să muncească, nu vor să facă ceva care nu le place. Motiv pentru care pot deveni chiar genial la locul de muncă, pot fi foarte apreciați pentru că locul lor de muncă permite o componentă sufletească, o componentă în care ei sunt chiar cu adevărat implicați la nivel sufletesc. Foarte rar o să vedem în această perioadă nativ balanță care fac lucruri care lor nu le sunt plăcute și nu le sunt confortabile sau nu sunt compatibile cu sufletul lor. Trebuie să găsească însă un drum și din punct de vedere al modului în care ei se impun la nivel social, să se hotărască, vor să fie căsătoriți sau vor să nu fie căsătoriți, vor să fie șef sau nu vor să fie șef, vor să fie cei mai buni din domeniul lor sau nu vor să fie cei mai buni din domeniul lor, pentru că acest nod nord pe casa a 10-a arată faptul că sunt interesați de statutul social pe care îl au, chiar dacă se ocupă în paralel foarte mult de zona domestică. Într-adevăr, și să le mai spunem că mai au un ajutor frumos care vine din partea lui Uranus de pe casa 8-a din Taur. Exact. Care amprentează casa a 4-a. Exact, și care are o forță transformatoare extraordinară și prin aspectele minunate pe care le face cu Soare și cu Jupiter, este chiar în măsură să-i ajute să integreze cumva trecutul, familia, responsabilitățile pe care le au, să le integreze într-un mod pozitiv, să nu se considere îngreunați de toate aceste atribuții, ba din contră, ajutați, onorați chiar de ele, și o să vedem balanțe din ce în ce mai prezente, dar pentru că își doresc și pentru că le place să se implice în viața familiilor lor. Și acest profil uraniano-jupiterian, acest trigon Uranus-Jupiter din casa a patra cu casa a opta pentru nativii balanță, vorbește despre faptul că pot avea șanse, vom vedea mulți nativi balanță care își cumpără sau își închiriază case într-un profil norocos, adică fie își cumpără o casă cu un preț mult mai mic, fie închiriază o casă și au o chirie foarte mică, dar casa este foarte frumoasă. Deci au acest noroc financiar care vine și amprentează zona imobiliară. Deci nativii balanță care doresc să-și cumpere case sau să-și amenajeze sau chiar să închirieze, acestor nativi le putem spune fără doar și poate că au factor de noroc foarte mare. Ori găsesc, spuneam, o casă care este la un preț mic pe lângă cât valorează, fie își amenajează. În orice caz, toată zona asta imobiliară este foarte frumos aspectată. Ei nu vor rămâne descoperiți, sigur, nici în domeniul personal, în plan personal. Urmează o săptămână în care acest Venus pe casa 5-a le aduce destul de mare satisfacție și în plan personal, dar în orice caz profilul karmic este pe zona domestică, fie de a-și întregi familia, fie de a învăța să se raporteze la traiul tihnit domestic, fie de a cumpăra sau investi în zona imobiliară, fie de a se pune cu toată ființa lor în slujba familiei, rămânând să găsească noi soluții de a câștiga și noi soluții de a își întregi veniturile. Evident, pentru toate zodiile, un aspect care este de mare forță și este esențial este și zona spirituală sufletească, evident și pentru nativii balanță. Acest Neptun pe casa a șasea vorbește despre șansa de a-i fi plăcut lui Dumnezeu. Casa în care se află Neptun pentru fiecare zodie arată zona în care lor li se permite să facă lucruri nobile. Și nativilor balanță li se permite să facă lucruri nobile pe plan profesional, adică să devină foarte buni. Devenim foarte buni la locul de muncă, automat vor fi și apreciați la nivel astral, pentru că pot face lucruri foarte bune pentru cei din jur. Mergem mai departe să vedem pentru nativii Scorpion cum se prezintă